primul finalist real al serii. Primul ce are 50% șanse la premiul cel mare și titlul de X Factor de România 2016. Au fost toți extraordinar de buni în seara asta și au pus sufletele pe tavă, au adus emoții cu miile și au câștigat milioane de inimi, sute de mii de fani, oameni ce îi votează în fiecare seară de vineri la 1-3-1-3. Unul dintre ei va primi jumătate din șansele de a fi X Factor 6 de România. Carlos o are pe Olga, Marcel e alături de Horia și în sfârșit egalitate, Delia alături de Raul. Unul singur merge mai departe. Primul finalist este Raul Recep. Și Delia este fericită. Delia a pierdut un om, l-a pierdut pe Alex, dar merge mai departe cu Raul Recep. Un puș de 15 ani cu o voce de aur. Se îmbrățișează cu un tip ceva mai în vârstă. Bravo, mă, băiatule. Care are și el aur în corzile vocale. Raul, te poți retrage undeva lângă band dacă vrei, ai de pregătit piesa pentru marea finală. Delia se poate retrage la masă. Devine pur spectator. Hai. Încet, 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 încet. Și este oarecum liniștită.